În fiecare an, studenții și elevii desfășoară pregătire în cadrul structurilor inspectoratelor pentru situații de urgență din țară, iar luna aceasta, 14 studenți ai Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza din București, viitori ofițeri pompieri, s-au întors la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș pentru efectuarea stagiului de practică semestrial. Ca în fiecare an, studenții trăiesc experiența de a fi pompier, iar pe parcursul acestui stagiu vor acumula cât mai multe informații utile în viitoarea carieră. Începând cu data de 12 iulie, pompierii argeșeni au primit vizita studenților de la Academia de Poliție, Facultatea de Pompieri și Facultatea de Drept. Sunt în număr de 14 studenți care vor desfășura stagiul de practică pe perioada unei luni de zile. Tot în această perioadă este și campania de recrutare a candidaților pentru admiterea la Facultatea de Pompieri și Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Poliție. Perioada depunerii cererilor de înscriere s-a sfârșit, iar începând de miercuri 14 iulie până pe data de 23 iulie vor fi depuse documentele necesare constituirii dosarului la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș, Serviciul Resurse Umane.